Salutare, dragilor! Eu sunt Niculina și bine ați venit la mine! Astăzi facem împreună ciorbă de verișoare. O rețetă ușor de făcut, bună, gustoasă și este preferată soțului meu. Haideți să vedem cum o facem. Nevoie de un morcov, un dovlecel, o ceapă, un ardei, o bucățică de țel, un ou, pătrunjel verde, bulion, două linguri de orez, sare și piper. O lămâie, de carne, bulion, două linguri de orez, pătrunjel verde și un ou. Adăugăm sarea, ceapa, ardeiul, morcovul și țelina. Și între timp ne ocupăm de verișoare. Adăugăm două linguri de orez, oul, pătrunjelul, bulionul, sarea și piperul și amestecăm foarte bine. Verișoarele cu mâinile înmuiate în apă pentru a nu se lipi carnea de mâini și le așezăm pe fund. Le adăugăm în zeama cu legume pentru a fierbe. Le lăsăm cam un sfert de oră. După ce au fiert, batem oul într-un castron în care adăugăm un pic de zeamă caldă din ciorbă pentru a se desface frumos când îl adăugăm. Adăugăm și bulionul și mai lăsăm să fiarbă cam 10 minute. Punem zeama de lămâie și mai lăsăm să fiarbă 5 minute. Adăugăm pătrunjelul și ciorba noastră este gata. Mulțumesc că îmi sunteți alături. Vă pup și vă doresc o zi minunată. Și dacă v-a plăcut, dați un like și vă aștept data viitoare. Zi minunată vă doresc!